casă, o trusă de joacă, după părerea noastră, și argumentele în acest sens ar fi dimensiunile foarte mici ale acestor piese, care imită originale din viața, din viața reală. Cele 6 piese au fost descoperite în interiorul acestui vas, vas plasat în colțul unei locuințe cercetate la Pietroasele. Cea mai plauzibilă semnificație acestor piese, ele ar fi că ar reprezenta piese de joacă pentru copii. Și un argument în acest sens ar fi dimensiunile foarte reduse ale pieselor și faptul că ele imită diverse vase sau instrumente utilizate de oamenii mari în delimicirile zilnice pe care le aveau. Și a spus că e bine arheologii să fie... Deci este un univers pe care acolo descoperiți? E un univers interesant. Asemenea, descoperiri sunt prezente și în alte așezări dacice, dar ele au fost interpretate ca fiind obiecte de factură magică, utilizate de magicieni. Părerea mea este că nu toate aceste piese au o atribuție magică și nu toate sunt utilizate în sfera magică. Și eu consider că o parte dintre aceste piese sunt obiecte micuțe, lucrate de copii și folosite de copii în timpul diverselor, eu știu, activități de joacă pe care ele aveau. Într-adevăr, arheologii trebuie un pic să fie mai atenți cu aceste piese și mai ales la modul cum le interpretează.